Aș vrea să citim un singur verset în seara aceasta, din 1 Împărați, capitolul 17, primul verset. Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Paginile Sfintelor Scripturi sunt pline de istoriile unor oameni care par mai mari decât viața, mai mari decât noi ceilalți: Moise, David, Daniel, Pavel, oameni la înălțimea cărora noi se pare că nu vom ajunge niciodată, nu-i așa? Totuși, oamenii aceștia au fost oameni ca și noi. Despre Ilie, spune Sfânta Scriptură, că era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Iacov 5 cu 17. Un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Probabil că Ilie avea și el greutăți să se trezească duminică dimineața să meargă la biserică. Nu? Cum au unii dintre noi. Alții uh, au alte slăbiciuni și despre care vreau eu să vorbesc acum, slăbiciunile noastre, slăbiciunile credinței noastre, neputințele noastre omenești. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Studiind însă minunile făcute de Dumnezeu prin acest om obișnuit, un om ca și mine, ca și tine, asemenea nouă, ne putem încuraja prin exemplu pe care el ni-l dă. E un om plin de curaj și descoperim că Dumnezeu se poate folosi de oameni obișnuiți ca și noi. Oameni obișnuiți ca și noi. Lumea în care trăim noi este foarte asemănătoare cu lumea coruptă din vremea lui Ilie. La tronul țării era un împărat idolatru, căsătorit cu o femeie străină, mai idolatră decât el. Țara întreagă era terorizată de o religie păgână, plină de profeți mincinoși. Adevărații credincioși să ascund, se ascundeau, credința lunenca încet, încet în subteran, corectitudinea politică din vremea aceea promova falsul, corupția, degradarea morală, o domnia a terorii crea capete plecate și profeți mincinoși, cum creează de fiecare dată. Ilie, un oarecare om pe care Dumnezeu îl cheamă din munții Galadului, este soluția pentru salvarea țării. Primul lucru care vreau să spun în această seară este că Ilie era un om obișnuit. Ilie era un om obișnuit. Este obișnuit prin originea lui. Vine din Tișbe, din regiunea Galadului. Galadul era o regiune muntoasă, cu piscuri înalte, văi adânci, o regiune foarte săracă și Galad sau Ghiliad înseamnă aspru, dur, Ilie era un om de la munte, dacă vreți, un moț de la noi, aspru ca și muntele originii sale. Când pășește în scena chemării sale, metodele lui, manierele lui, mesajul, îmbrăcămintea lui, toate trădează originea lui de unde apare omul acesta. Ahazia a întrebat niște oameni care au avut de-a face cu Ilie ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte? Ascultați descrierea. El au răspuns. Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc. Și Ahazi a zis, este Ilie Tishbitul. Îl știa după uniformă. Îl știa după îmbrăcăminte. Este Ilie din Tishbea Gal Galadului. Omul acesta, Ilie, este descris astfel de Iacov în capitolul 5, versetele 17 și 18. Era un om supus a slăbiciuni, ca și noi, și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. El este un bărbat cu un temperament foarte focos. O personalitate ușor înclinată spre depresie, suferind de singurătate, de viață solitară. Apropo, am citit că atunci când vine depresia la tine, zâmbește. O să creadă că ești idiot și o să pleacă celălalt cineva. <laughs> Mi-a plăcut sfatul ăsta foarte bine, foarte mult. Dumnezeu nu caută giganți spirituali ci caută oameni gata să-l asculte, gata să asculte de el. Nu se știe nimic de Ilie și n-a făcut nimic semnificativ până în momentul acesta, până când Dumnezeu îl trimite direct la casa împăratului, direct la palatul regal, direct să-l confrunte pe Ahab. Dumnezeu are nevoie de oameni care să spună, iată-mă, trimite-mă. Și ascultați-mă bine, nu contează de unde vii, de pe ce coclauri vii, din ce munți vii, moți sau nemoți, uh, oltean sau moldovean. Nu contează cine ești și de unde vii. Când Dumnezeu te cheamă, este o singură calificare, iată-mă, trimite-mă. Și atunci Dumnezeu te poate trimite și vei deveni instrumentul lui. Ilie este un om foarte curajos a sfidat un conducător apostat și rău. Împăratul Israel Ahab a fost cel mai rău dintre toți împărații care au urcat pe tronul acestei împărății. Este căsătorit cu Izabela, fica regelui Sidonului, o femeie rea și foarte idolatră. Cei doi au fost o permanentă ofensă la adresa lui Dumnezeu, introducând în țară închinarea la bală și au format o preoție și un grup de profeți a lui Bal, forțând credința lor asupra întregii țări. S-a creat un abandon de credință și o lipsă de respect pentru legea lui Jehova ca niciodată. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 16, versetul 32 la 33. A ridicat un altar lui Bal în templul lui Bal pe care l-a zidit în Samaria, și a făcut un idol a Startei. Ahaba a mai făcut multe rele, mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fusese înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeu lui Israel. Observați, nu numai că a făcut cele mai multe rele, mai multe decât toți ceilalți, dar cu un scop, să-L înfurie pe Dumnezeu. A făcut cu scopul să-L provoace pe Dumnezeu. Parcurgem același drum în America astăzi. Ne sacrificăm inocența pentru plăcerile cărnii. Suntem surzi la strigătele a milioane de copii uciși prin avort. Nu zicem nimic, tăcem din gură. Tăcem când numele și cuvântul lui Dumnezeu sunt bajocorite în public, la televiziunea națională. Aducem omagii invaziei programelor explicit sexual în numele libertății de exprimare, în numele libertății cuvântului. Vedem cum ochii noștri, cu ochii noștri cum tinerii de astăzi se dedau sexului înainte de căsătorie, homosexualității și lesbianismului și nu zicem nimic. Tăcem din gură când copiii noștri sunt îndoctrinați cu materialism, egoism și independență de Dumnezeu. Sub ochii noștri o națiune temătoare de Dumnezeu, de altă dată, se transformă într-un popor păgân, ostil lui Dumnezeu și biserice sale. Vedem toate aceste lucruri, le vedem în fiecare zi. La Casa Albă se roagă musulmanii, în Catedrala Națională de la Washington au fost chemați musulmani să-și țină orele lor de rugăciune. În Congresul American, un imam a rostit bine binecuvântarea peste lucrările Congresului American. Nu vrem să-i ofensăm, nu? Islamul este o religie a păcii, bineînțeles că este religia președintului nostru, și nu zicem nimic și tăcem din gură și un Ahab și o Izabela ne impune religia lor în fiecare zi și ne-o bagă pe gât. Cred că avem nevoie de un Ilie astăzi. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde este Elia lui Dumnezeu în aceste zile? Cred că avem nevoie de un asemenea Ilie să provoace un asemenea împărat păgân. Ilie denunță religia falsă a vremii lui. Punctul central al mesajului lui Ilie este acesta, nu va cădea ploaie decât la cuvântul meu. Mi se pare ciudat, nu-i așa? Nu este deloc ciudat. Pentru că zeitățile la care se închină Ahab și Izabela și toată țara se cheamă Bal. Bal este zeul fertilității. Oamenii spuneau, Bal se vede atunci când răznește, când fulgere și ploaie. Ploaia vine de la Bal, prosperitatea vine de la Bal, fertilitatea solului, a animalelor, a tot vine de la Bal. Ei bine, Închinarea aceasta la Bal era pe înălțime unde se ridica se statuia lui Bal. Închinarea era condusă de preoți și preotese și care culmina cu niște orgii sexuale. Cei care se culcau cu preotesele erau considerați zei pentru o perioadă de timp. Dar cel mai oribil lucru din toată închinarea aceasta la Bal era că acești fii al lui Israel, își aruncau copiii, își sacrificau copiii, primul născut îl sacrificau pentru bal, să vină ploaie și prosperitate pentru țară. E bine, Ilie declară război acestui bal. Dumnezeul meu este mai mare decât bal, spune Ilie. Nu va ploa numai la cuvântul meu. Nici bal, nici Ahab, nici Izabela nu se poate face nimic. Trei ani și jumătate, Ilie demonstrează că zeul acesta nu poate duce nici măcar o, pică, o picătură de ploaie și că prosperitatea și fertilitatea nu vine de la el, ci vine de la Dumnezeu cel adevărat. Ilie expune un curaj extraordinar. Vă puteți imagina uh, un asemenea Ilie să apară pe ecranul televizorului, să-l confrunte pe habul nostru, nu? Doamne, ce, ce comentarii ar mai apărea imediat, nu? ăsta e nebun, și-a pierdut mințele, dezaxat, redus, extremist, terorist, cine știe ce îi. Toate cuvintele urâte din dicționar se pot folosi pentru un asemenea caz. Mai avem oare curajul lui Elie? Mai există oare curajul acesta? Cum suntem văzut astăzi când creștinii protestează împotriva avorturilor, nu? Sau agendelor homosexuale, Împotriva erodării libertăților religioase. Bineînțeles, suntem nebuni, dezaxați, suntem extremiști, fundamentaliști. Până acolo încât uh, unul din demnitarii noștri ne asociază cu teroriștii. cei mai de, uh, îngrozitori teroriști, locali, nu, autoctoni, sunt creștinii din America, acum pentru ei. Oare Dumnezeu se mai poate folosi de noi? Cred că da. Cred că Dumnezeu poate schimba lumea aceasta cu noi, pentru că este nevoie de o schimbare radicală. În al treilea rând, Ilie este un om hotărât, este devotat întru totul cauzei sale. Are o relație foarte puternică cu Dumnezeu. Ilie înseamnă meu Dumnezeul meu este Jehova. Dumnezeul meu este Jehova. Esențial pentru că Dumnezeu ca să te poată folosi Dumnezeu, esențială este relația ta cu El, relația ta personală cu El. Dintre toate calitățile pe care le putem avea ca și creștini, nimic nu poate înlocui relația pe care o am eu cu Dumnezeu. El este totalmente dependent de Dumnezeu. Merge în fața lui Ahab și nu are pe nimeni. N-are nici măcar un grup de rugăciune, dacă vreți. N-are prieteni, n-are bodyguards, se duce de unul singur în fața lui Ahab. El nu are pe altcineva decât pe Domnul. Știți că David devine util lui Dumnezeu când toate propterele lui dispar? nu mai are pe prorocul Domnului, nu mai are pe socrul, sau nu mai are pe nu mai are familia, nu mai are pe nevastă sau nu mai are pe nimeni. Să trezește singur în peșteră, și atunci David s-a încurajat și s-a întărit în Dumnezeul lui. Ilie nu are pe nimeni. David a scris atunci, unii se bizuie pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru, Domnului Dumnezeului nostru. Este expresia credinței în numele Domnului, în a cărui nume te poți duce în fața oricui și te poți să te duci cu mâinile goale, pentru că atunci întotdeauna sunt mai mulți cu tine decât sunt împotriva ta. Devotamentul lui Ilie este dincolo de orice comentariu. El are un slogan, dacă vreți, are un salut. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al, călui, al cărui slujitor sunt. Cred că pe mormântul lui Ilie asta ar fi trebuit scris. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt un împărat, 17 cu 1. Stă în fața lui Ahab ca slujitorul împăratului împăraților, a Domnului Domnilor. Stă înaintea lui Ahab în numele unui împărat mult mai mare și mai puternic. Nu se intimidează de toată curtea regală. Vă imaginați să deschid ușile sălii tronului, nu? Toți îmbrăcați în haine împărătești, cu coanele în cele mai grozave toalete și coafuri. Și apare un țăran de la munte, comandat de păr și cu o curea lată. pușcă și curea o lată. Nu? Înaintează și se duce în fața lui Ahab și spune, viu este Dumnezeul lui, Dumnezeul meu, lui Israel. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, a cărui slujitor sunt. Nu o să ploie în țara asta numai la cuvântul meu. Vă imaginați ce șoc cultural a putut să fie acolo. Cred că așa de mare a fost șocul acela că nimeni n-a îndrăznit să-ți facă nimic. De aceea, Ilie a ieșit frumos și a plecat. O simplă predică, câteva fraze, dar de un efect devastator. O simplă predică, așa facem noi cunoștință cu Ilie, după o predică extrem de scurtă. O în țară întreagă trăia ca și când Dumnezeu este mort. Și apare un țaran de la munte, îmbrăcat într-o mantă de păr. Legat cu o cureaș care strigă Dumnezeul lui Israel este viu. Okay? Dumnezeul lui Israel este viu și am de gând să dovedesc lucrul ăsta. Și nu o să ploaie în țara asta, numai la cuvântul meu. Wow! Provocarea idolilor, provocarea lui Ahab, întregii țări, este extraordinară. Ea nu se poate face prin putere omenească. Nu se poate face prin putere omenească. Ilie este încrezător în promisiunea lui Dumnezeu. Ilie știe că dacă Dumnezeu a zis asta, ne-au Nu contează ce se va întâmpla. Este da și amin. Să râdă toți, să facă ce știu. Cuvântul este de la Dumnezeu și cuvântul acesta se va întâmpla. În concluzie vreau să vă spun că predica lui Ilie a fost ca o bâtă în viespărie. O țară întreagă s-a pus în mișcare. nu de mirare că următoarea poruncă de la Dumnezeu a fost lui Ilie, fugi, du-te, ascunde-te. Și Dumnezeu l-a ascuns și Ilie începe acum instruirea, începe, încep școlile lui Ilie. Începe facultatea de la părâul secat, după care va urma o altă universitate în Sidon, la o văduvă. Dacă vreți, doctoratul de la Butoiu Gol. Ilie trece prin niște școli extraordinare și Ilie știe foarte clar consecințele confruntării lui, consecințele predicii sale, consecințele faptelor sale. Este gata să plătească prețul. Și a pus întreaga viață în mâna lui Dumnezeu. Ilie nu pornește la confruntarea împăratului din analizele sale personale. Ok? Ilie se uită la televizor, vede ce se întâmplă la Casa Albă și trage niște concluzii, nu? Elie nu analizează spectrul politic, religios, nu cântărește, mă rog, gradul de corupție a vremii sale. Elie nu trage concluzii și are analize de la specialiști. Nu, absolut deloc. El primește o poruncă și în numele lui Dumnezeu execută această poruncă. Știți că trimiterea divină este esențială. Ascultați-mă bine, nu vă duceți la Ahab până nu vă trimite Domnul. Sunt așa mulți care și-au pierdut capetele pentru că s-au dus să confrunte fără să trimite Domnul. Atâția profeți au murit pentru că au plecat în urma analizelor lor, în urma concluziilor lor. Dumnezeu când te trimite, te păzește. Când te duci tu, te păzești tu, îndrăzneala de a pleca fără o trimitere uh, divină este tupeu, este sinucidere. Se duce Ilie și confruntă pe împărat, confruntă țara și pregătește climatul unei mari revoluții. Dacă Dumnezeu avea nevoie de Ilie acum, avea nevoie ca prin bărbatul acesta să dovedească că El este Dumnezeul adevărat. Va urma confruntarea aceea spectaculoasă de pe Carmel, când Ilie va chema toți profeții lui Bal și preoții și toată religia apostată a vremii sale și va spune dacă Dumnezeul vostru este Dumnezeul adevărat, atunci El va da foc peste jerfa aceasta. Dacă Dumnezeul meu este cel adevărat, va veni foc de la el. Și Dumnezeu a dovedit prin focul venit din cer că a fost Ilie, trimisul lui Dumnezeu pentru reformarea nației sale. Citim și cântăm cântarea aceasta, trăim vrem de har ca Ilie. Wow! M-am gândit că uneori compozitorii noștri ar trebui reciclați teologic. Vremea lui Ilie n-a fost o vreme de har. A fost o vreme de mare confruntare. Elie este profetul confruntărilor. Este o vreme a judecății, când Dumnezeu s-a judecat cu religia păgână a vremii lui. Probabil că acești compozitori se gândesc numai la harul dat prin, mă rog, cercetarea care a venit de la Elie și minunile care le-a făcut Dumnezeu prin Elie. Dar vremea lui Ilie n-a fost o vreme de har, ci a fost o vreme a judecății lui Dumnezeu pentru Israel. Eu cred că noi trăim asemenea vremuri ca Ilie în America și cred că Dumnezeu se va judeca cu această națiune. Uh, îmi place să cred că o va face cu milă și cu îndurare și Dumnezeu se va îndura de noi și ne va da vremuri de înviorare și vom scăpa de pedeapsa la care va fi supusă națiunea aceasta dacă ea nu se pocăiește. Avem însă datoria, așa ca Elie, să confruntăm păcatul din vremea noastră și să chemăm această națiune la pocăință. E adevărat că uneori găsim greu cuvinte frumoase pentru păcatele mizerabile ce se petrec în jurul nostru, dar trebuie să avem credință că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu milos, plin de îndurare, care vrea mântuirea păcătosului și întoarcerea păcătosului la el. Și vom continua să ne rugăm pentru țara în care noi trăim, ca Dumnezeu să dea o trezire spirituală și o întoarcere la el acestei națiuni până când nu va veni un Ilie să, prin care să vină judecata lui Dumnezeu peste această națiune.